Dana, hai să ne vezi jos aici să-ți iau o shawarma, că ți-e place mult de tot shawarma. De asta te-am și adus aici, să fac o surpriză. Hai, Mihai. Să vezi ce surpriză îți fac acum, Dana. În afara faptului că o să mănânci o shawarma gustoasă, gustoasă. Ca la Turcia. Hai să vedem. În primul rând vreau să salutăm o surpriză. Bună ziua. Bună ziua. Așa ceva. Cum să nu crezi? Leu sau urmar? Deci nu cred. Băi, stă bine. Vă intervesc cu ceva? Leu a adus sau urmar? Băi, stă bine. Sunt cu prietenii mei, am adus televizor la sau urmar. Dar nu pot să cred, eu am adus sau urmar. Auzi și voi zis că am făcut shawarma. Ce contează? Să fac bani și mânci și shawarma. Avem cea mai bună shawarma din oraș și cea mai ieftină. Doamne, televizor cu tine, nu fac cu plan că ești multimiliard, așa e fata. Lasă că fata se mai întoarce. Acum... care face shawarma? Acum o să facă și bani. Acum o să facă și bani și vă împăcați la lucru. Hai, dă-ne o shawarma, Leo, acum. Exact, deci care e shawarma, dorit? Prietenii mei, ce vor. Eu nu mănânc să la dietă, dar te-am adus pe tine, Dana, ca să mănânci de mâna, să mănânci de mâna soțului tău, să vezi cum e. Păi, dar nu le-am dus la urmă, eu am mers pe mâna ta, că ai zis că e deci, fa și tu așa degustare, degustare. Adevărul e că arată foarte frumos aici, adevărul. Eu o să-mi iau doar un suc de aia. Ce vrei, Mihai? Domnul Nicola. Nicola. Dar, Leo, și ce faci? De când ai dus? Să puneți și piperul, uitați-vă să aici pe nora mea. Păi, de casieriță, lucrează casieriță. Eu vreau să spun tot la Dana, ajut. Păi, da, Mihai, am dreptat. Normal. Păi, da, dar care este ca cumpă mea. Păi, nu. Știți cine ca urmăria? Problema e că e dragul care nu mai urmări. Uite că e discutat. Păi, nu. Am venit eu aici cu prietenul meu televizor care m-a adus. Sunteți pe mâna amândoi, cred. Nu suntem pe mâna amândoi. De ce? A fost invitat și el aici. Uite și prietenii mei aici au grijă de noi. Da, și prietenul tău. Băi, Leu, ți-aduceam de când aveai 12 milioane de euro și mergeam la mereu? Nu mai merg la casino, să pierdă bani. Mai bine să facă altceva cu ele, să meargă la gazici. Că la gazici n-au cum să te tuiască, da, sau să sau la fel ca mine, să pună osul la muncă. Din cauza asta să-l pup și-o pe soțul meu sau urmar.
Și nu uitați, nu uitați un lucru, da. Munca nobilează omul. Că prin muncă... Dar e foarte frumos, terea asta e. Să mai încă și lucrurile astea. Viața la agricultare să te legi și nu mai contează. Da, spune, da. Și pentru băieți, pentru voi ce le vedeți. Eu nu mă rog că sunt la gimnă, ești ajuns pe scurt, sunt la bine. Mulțumim oricum că acum ar fi cu respect. Eu este ceau. Fac cinste, fac cinste cu... Fac cinste cu o șaorma. Vreau să-mi arăt și pe nepoțelul meu. Cum îl cheamă David și e pe plețea mea. Este o iubire pură între noi doi. Băi, mai ales dacă e la mine în oraș. Promit că la oară când mă lângesc, te poate să fiu la tine să mănânc. Acum nu-mi ies. Da, uite, filmează un acolo, că îi faci și urma cu piper. Uite, vezi? Asta e și urma cu piper. Dar... Starul acesta se face. O șaurma XXL. E ca prea mare. Acum de rusari e o surpriză frumoasă. De rusari! Da, da. O surpriză foarte frumoasă și nu are o să facem tot. Bine, la voi nu sunt ce. Vă cum ciundăriți, vă încontrariați. Așa e, astea tele rusari și cu piper, dar mai mult piper. Mai mult piper. Da. Da, bine, problema este cu pe care cu Tana o să mai vorbim. O să mai negociem. Da, o să mai vorbim, n-am ce să negociem. O să mai negociem. Da, o zi și eu urmă, dacă vrei. Îmi dau și la pachet. Deci, vă rog frumos, Ionut, să-i pune 10 șaurma la pachetul Dana pentru pâinele nostru, pentru râu. Da, să mănânce și pentru șaurma. Păi nu am niciodată, pentru cum așa. Vă rog să dați un like, un share, dacă v-a plăcut, dar sunt sigur că v-a plăcut și vă așteptăm la locația aici la Voieni, numărul 23, Pitești. Cum vă faci cea urmă, băieți? Cea mai bună. Hai să mănânc o familie. Bă, dar e prea mare. Să vă servim. Prea mare, un jumătate de metru. Cât e una? Cât e una de asta? 12 lei, e puțin, dacă șeful ar trebui să... Cum bă, 12 lei asta la jumătate de metru? Nu sunt bani. Dar chiar aș vrea să întreb cum este...
Adică vedeți care în ea, cu toată ieșe. Mă, că și asta mi-e foarte figurat. Nu, mă, că vezi, vedești tu cât am mâncat în ea. Noi lăsăm plății să se convingă, să vină aici să se convingă. Asta e cel mai important. Păi nu, dar noastră, dar chiar pe părerea noastră este bună, dacă foarte mai bună. Dacă mai trebuie ceva băgat în ea, absolut nu. Nu, ce e foarte multă carne, e tot în ea. Este tot figur? Tot. Eu mă bucur cum a făcut și din cauza asta am făcut această așa urmărie. Doamne ajută să ai succes. Nu am făcut-o pentru bani neapărat. Dar la prețurile astea chiar că nu e pentru. Păi da, am lăsat-o la prețurile astea, e cea mai ieftină din Pitești. Păi și cea mai bună. Dar ce să vă spun? Eu cred că este cea mai bună din Pitești. Această așa urmă. Este chiar cea mai bună. Este cea mai bună din Pitești. Uitați, 12 lei și Marina e din Pitești. Și nu neapărat în Pitești. În Europa bune am fost. N-am mâncat așa ceva. Dar uitați-vă și voi la mărimea. Și vă lăsăm pe voi să veniți clienții să vă testați, prietenii noștri care sunteți, vă așteptăm aici, în mare drag. Pa tot, prietenii noștri trebuie să vină să ia de aici, de la mine. Bineînțeles. Nu trebuie să ia de în altă parte. De la concurență. Da, și în altă parte este mai scumpă și la noi este cea mai ieftină și a oră. Cea mai bună.